Incendiul a fost anunțat în jurul orei 9. Pompierii detașamentului Câmpul Lung au fost alertați și au pornit către școala cu clasele 1-4 din satul Cocenești, comuna Mioarele, cu două echipaje, cu două auto speciale cu apă și spumă. Ajunși la fața locului, au găsit magazia de lemne fumegând, flăcările fiind ținute sub control de către un pompier aflat în timpul liber, care a acționat când a văzut că situația o cere. Acesta a sesizat fumul negru ieșind din anexa unității de învățământ și a reușit să limiteze pagubele. 20 de copii și două cadre didactice au fost evacuați și, din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului. Am acționat în comuna Mioarele pentru stingerea unui incendiu izbucnit la centrala termică a școlii din localitate. Nu au fost probleme în ceea ce privește stingerea incendiilor. La sosirea noastră, copiii erau evacuați de către cadrele didactice. Întâmplarea a avut loc din cauza unui tăciune care a căzut accidental în magazia de lemne. Reprezentanții școlii au fost nevoiți să scoată jarul din centrală pentru că se anunțase că energia electrică va fi întreruptă. A fost un eveniment nedorit, cauzat de un anunț pe care l-am primit, dar nu dăm vina pe anunț, că la ora 10 se va opri curentul. Am scos lemnele din centrală și sigur, un tăciune a căzut și a generat ceea ce a generat. Mă rog că a fost numai așa, au intervenit și vecinii, copiii au fost evacuați în prima clipă, nu au existat pericole în sensul ăsta pentru copii, au fost daune mari. Da, asta înseamnă, cred că, un soi de grabă, de neglijență, de asta pe care ne-o asumăm. Intervenția plutonerului major Valerii Căcocean a făcut ca flăcările să nu se extindă la clădirea unității de învățământ, iar pagubele să fie minime.